Deși acest plastic pare ok, nu vibrează, nici măcar acesta negru nu se aude niciun fel de vibrație, nimic. Totuși am simțit niște vibrații și m-am pus să caut să văd exact de unde ar trebui să apară acele vibrații. Și mi-am zis că trebuie să fie în momentul în care am montat pe poziție. Și cum este acest stâlp de ușă, în special în partea de jos, mai exact aici unde este acea bucată de tablă, sună ca o cocină. Pișam aș pe ea mașina azi și mâine. Și tabla aia dinăuntru atinge în tablă și auză cum vibrează. Așa că acest plastic negru care l-am pus, care o să-l pun acum, în partea din spate i-am pus niște fonomin, în partea asta este total degeaba. Important este aici această tablă, părțile care ar putea atinge caroseria le-am astupat cu fonomin. De fapt am acoperit cu fonomin. Restul sper doar să aibă un pic de izolație fonică. Atenție foarte mare că pe aici culisează centura pe bucata asta. Din cauza asta n-am pus aici deloc fonomin și nici în partea asta de aici de sus. Deși acum îmi dau seama că aici a mai rămas o bucățică neacoperită de un centimetru și aici în partea asta încă vreo 2 centimetri. Am să acopăr, am să montez sus și am să văd ce se întâmplă, cum se comportă. Probabil o să mă întrebați ce este aici. Eu am montat o mufă USB ca să aibă și copilul în spate încărcare la tabletă. M-am dus cu firul pe lateral în jos, pe aici și jos i-am pus o mufă ca să pot îmbina ușor și să demontez oricând acest plastic jos. Și acum să vedem dacă mai aud acel sunet de tablă. Nu? Dar aici? Oh, firar! În partea asta chederul nu-mi ține deloc capacul. Chederul normal ar trebui să-mi țină acest plastic fix, dar aici nu-l ține, aici mișcă. Auzi-l. Dacia, pula mea. M-am prins de unde apare problema de vibrație. Aceste aripioare de plastic sunt niște distanțiere și ele ating în tablă. La astea nu am cum să dovedesc pentru că nu sunt urme efectiv pe tablă. În schimb, toate astea de aici pot să vă arăt că ating exact în aceste locații. Se văd urmele unde lovește tabla. Aici în partea de sus, fiind doar vopseaua din fabrică, nu se văd. Ba, ia uite aici. Ia uite aici, se vede o urmă de mizerie. Aici se mai vede o urmă aici și aici foarte, foarte puțin. Exact pe aici atinge. O să caut o modalitate de a rezolva. Am izolat doar pe stânga stâlpul dintre uși și după ce bat cu pumnul în el se aude că este o diferență, un pic se o centura, este o diferență majoră, mai puțin aici unde nu mi-am dat seama și aici încă mai are un pic de joc, o să dau din nou jos și o să mai fac și aici ceva. Iar acum comparativ cu stâlpul din dreapta, care și acesta în partea de sus face gălăgie, dar incomparabil cu sunetul de aici.
Asta este varianta finală, cea în care am pus Phonomin în mult mai multe locuri. Această tablă am izolat-o să nu mai atingă tabla, dar în special aceste piciorușe de plastic, toate le-am îmbinat cu Phonomin, inclusiv acestea din partea de sus, astea făceau gălăgie. Mai am aici aceste două aripioare, care tocmai le voi îmbrăca cu Phonomin. Folosesc prenadez. Este ușor de folosit, se usucă rapid, ține pe poziție și nu miroase, iar asta este foarte important. Asta trebuie să fie un pic mai interior, pentru că pe aici ajunge centura. Iar în partea de sus, astea două piciorușe care intră în caroserie, astea vibrează. Inițial m-am gândit să folosesc aceeași bandă care am folosit-o la bord pentru acei pinteni, bandă adezivă de pânză, dar m-am răzgândit între timp și am să folosesc aluband, care îl voi pune direct peste aceste găuri și după ce s-a lipit, pur și simplu împing acești pinteni care o să găurească acest aluband și o să stea fix. Ba chiar acest bitum din care este făcut alubandul o să adere la acești colți și nu se mai permită să vibreze. Am pus aluband peste cele două găuri unde o să intre cei pinteni de la acel plastic. Am făcut două tăieturi ca să facilitez intrarea acelui plastic, să nu mă chinui să-l bag și o să revin cu un test. După ce am pus stâlpul pe poziție, l-am băgat la loc, a intrat ușor, am să-l scot afară ca să vă arăt cum arată ulterior acele găuri în interior. Nu s-a prins încă alubandul. Ba, uite că s-a prins. Se prinde alubandul și de acest plastic, iar aici, în aceste găuri, fiind aluband, o să țină mai bine și garantat nu o să mai vibreze. Acum, când intră la loc, nu se mai clipsează, se aude doar că, adică nu se aude nimic, doar simți cum scapă. Am pus puțin fonomin și pe acest capac ornamental de la centură. Am să vă arăt imediat de ce, pentru că tocmai am să fac un test al acestui stâlp care este izolat și nu se aude decât o chestie înfundată. Mai este un pic de joc aici, dar nu am ce să-i fac pentru că aici trebuie să fie o chestie mobilă. Iar acest capac, care dacă îl atingi, mișcă, are în continuare mobilitate, dar nu mai face gălăgie. Comparativ cu stâlpul din partea dreaptă, care dacă încep să bat în el, se aude, nici nu trebuie să dau tare și se aude ce gălăgie face. Aici se aude un pic mai înfundat, probabil îl ține chederele laterale. Aici, acest căpăcel de care vă spuneam. Și în partea de sus, unde se aude că pocnește. Per total, diferența este enormă.